Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, și pe cuvioșii Lazar Zugravul și Zaharia. Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut în anul 214 în cetatea Neocezariei Pontului, aproape de Armenia, din părinți bogați, însă păgâni. Tatăl a murit pe când Sfântul Grigorie avea doar 14 ani, însă mama s-a avut grijă de el și de cei doi frați ai săi ca să primească o educație aleasă. Deși tânăr, Sfântul s-a îndepărtat de traiul păgân, îmbrățișând din ce în ce mai mult traiul și preceptele creștine. Trebuie precizat faptul că în Neocezarea în vremea aceea erau puțini creștini, 17 la număr, iar apropierea tânărului Grigorie de Hristos este o minune în sine, ținând cont de faptul că se născuse dintr-o familie păgână. În căutarea de învățători și dascăl vestiți, Sfântul împreună cu fratele său Atinodor ajung în Alexandria Egiptului, unde îl întâlnesc pe Origen. Îi vor fi ucenici timp de 3 ani. Tot în Alexandria, Sfântul Grigorie învață și medicina și devine deosebit de priceput, de unde și numele de taumaturgul mai târziu. Ceilalți tineri care învățau cu el, geloși pe viața curată și înțeleaptă a Sfântului Grigorie, au plătit într-o zi o femeie ușoară care să-i strice reputația acestuia. În fața calomniilor, tânărul nu a răspuns în niciun fel. Ba mai mult, deoarece femeia aceea s-a îmbolnăvit foarte tare, Sfântul s-a dus și a vindecat-o. Întorcându-se în cetatea sa, datorită studiilor pe care le făcuse, Sfântul a primit foarte multe propuneri din partea nobililor locului pentru a ocupa poziții avantajoase în societatea păgână. Tânărul Grigorie a refuzat toate măririle, a dat averea sa săracilor și s-a retras într-un loc singuratic pentru a trăi în rugăciune și asceză. Arhiepiscopul Fedim a aflat despre Sfântul Grigorie și a dorit să-l scoate din pustie pentru a-l pune arhiereu și învățător în Neocezareea. Mai întâi, Sfântul a refuzat. Dar după multe insistențe și mai ales dându-și seama că locuitorii acelei cetăți aveau nevoie de un păstor, a acceptat episcopia. Ca și episcop, Sfântul Grigorie a arătat o necontenită lucrare în slujba lui Dumnezeu și a celor pe care îi păstorea. În vremea aceea, un teolog sirian, Pavel de Samosata, începea rătăcirea sa cu privire la învățătura despre Sfânta Treime. Sfântul Grigorie, auzind despre acestea, s-a rugat Maicii Domnului ca să-i arate credința cea adevărată. Într-o noapte pe când se ruga, i s-a arătat Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care, la porunca Maicii Domnului, i-a vorbit despre Sfânta Treime și l-a ajutat să pătrundă în înțelesul adânc al acestei taine. Sfântul a scris cele învățate de la Sfântul Ioan într-o scrisoare care s-a păstrat multă vreme în Biserica Neocezareei, până la cucerirea turcească din secolul XI. Într-o altă zi, pe când se afla în călătorie, Sfântul Grigorie s-a adăpostit de ploaie într-un templu păgân. Și pentru că a început rugăciunile după cum îi era obiceiul, deavolii ce se aflau acolo au fugit. După plecarea Sfântului, au venit și preoții idolilor, care au găsit pe deavoli afară din templu. Aceștia au spus preoților păgâni că au fost izgoniți de un om sfânt, iar slujitorii templului s-au înfricoșat. Sfântului Grigorie îi se atribuie mai multe lucrări, printre care și un cuvânt de mulțumire către Origen, o mărturisire de credință, o lucrare adresată unui oarecare Teopomp despre pătimirea lui Dumnezeu, precum și un îndreptar de credință cu privire la Sfânta Treime. Nu se știe cu precizie anul în care a plecat la Domnul Sfântul Grigorie. Se presupune a fi 270 sau 271, însă se știe că pe patul de moarte a spus: Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creștini am aflat când am venit aici episcop, iar acum când merg la Domnul, atâția necredincioși rămân, câți credincioși am aflat întâi.